Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Istoria Bisericii Sfânta Ecaterina, paraclis al Facultății de Teologie Justinian Patriarhul, începe în secolul al XVI-lea. Prima ctitorie din lemn a fost ridicată de frații Ivașcu și Albu Golescu între anii 1574 și 1577. Așa cum se obișnuia în vremea aceea, a fost închinată mănăstirii Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai. La aproximativ 20 de ani de la zidire, după retragerea trupelor turcești în vremea lui Sinan Pașa, biserica este grav avariată, fiind refăcută, rezidită de pană, vistierul. Un alt reper din acele vremuri zbuciumate ar fi anul 1611, când, odată cu retragerea trupelor lui Gabriel Bathory, biserica este foarte mult afectată, i se dă foc, fiind refăcută de urmașii primilor ctitori. La începutul secolului XIX, în câteva rânduri, biserica suferă foarte mult în urma unor cutremure. Astfel că în 1849 este aproape în ruină. În 1850, episcopul Grigorie Ecaterinoidul purcede la ridicarea bisericii de astăzi. Lucrarea se termină la 1 mai 1852. Locașul, o construcție în stil neoclasic, va fi pictat de către Mișu Pop și Constantin Leca, reprezentanții de frunte ai picturii bisericești din secolul al XIX-lea. Din anul 1959, Sfântul Locaș devine paraclis al Facultății de Teologie, ocazie la care primește noi ocrotitori pe sfinții treierari, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, sfinte modele pentru pregătirea tinerilor studenți teologi, care participă la serviciile religioase sub îndrumarea părinților profesori ca într-un adevărat laborator duhovnicesc. Între odoarele sfinte și de mare preț ale bisericii se numără moaștele Sfintei Ecaterina și ale Sfântului Grigorie de Nisa, aduse recent în biserica noastră prin grija și binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Ele au fost aduse de la Biserica Domnița Bălașa și vor rămâne aici vreme de 2 ani. În Biserica Sfintei Ecaterina sunt spre închinare două icoane foarte prețioase și iubite de oameni. Icoana Maicii Domnului Prodromița, care a fost zugrăvită, pictată în Muntele Athos în 1899, și o altă icoană a Maicii Domnului, lucrată în 1927, tot în Sfântul Munte Athos. Sfânta Ecaterina, ocrotitoarea bisericii, a fost o fecioară cultă din Alexandria, Egiptului. A fost martirizată de către regii vremii sale, pentru că nici prin momeli abile și nici prin tortură nu a vrut să se despartă de credința ortodoxă. Este ocrotitoarea teologilor, a filozofilor și a tuturor celor care creează artă prin cuvânt. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.